Pe data de 5 octombrie, elevii și profesorii din învățământul preuniversitar sărbătoresc Ziua Educației. În această zi, în școli nu se vor face ore în sensul obișnuit, fiecare instituție de învățământ având libertatea să sărbătorească prin diferite manifestări. Joi va fi o zi de școală normală, în care se vor organiza la nivelul fiecărei unități de învățământ activități cu caracter festiv pentru ziua respectivă pe care o sărbătorim. Deci programul de școală este normal, iar fiecare unitate de învățământ a comunicat pe baza unei machete inspectoratului școlar ce activități organizează, fie concursuri de desen, fie mici programe artistice, la fel cum s-a procedat și în ultimii 2 ani școlari. Deci nu se vor face ore în mod obișnuit, nu se va preda în ziua respectivă? Se poate preda, este la latitudinea unităților de învățământ, dar fiecare școală, pe lângă programul normal de predare, poate să organizeze astfel de activități. Deci în ziua respectivă există această posibilitate, dacă este cuprinsă școala într-o activitate, să nu se facă o anumită oră predare, urmând ca materia respectivă să fie recuperată pe parcurs. Data de 5 octombrie a fost stabilită de UNESCO drept Ziua Internațională a Educației. Conform structurii anului școlar 2017-2018, structură anunțată chiar de Ministerul Educației, unitățile de învățământ și inspectoratele școlare vor marca prin manifestări specifice, conform planificărilor existente la nivelul fiecărei școli, ziua de 5 octombrie, Ziua Internațională a Educației.